15 septembrie 2001 va rămâne fără îndoială una dintre cele mai negre zile din istoria Statelor Unite și chiar din istoria mondială. Nimic nu avea să anunțe seria de catastrofe care a lovit astăzi teritoriul american. Nu există încă un bilanț oficial, dar autoritățile vorbesc despre sute de morți și mii de răniți. Începând de dimineață, americanii trăiesc într-o teroare greu de imaginat și fără precedent în istoria țării. Totul a început cu un accident ieșit din comun. Un avion de pasageri care a lovit în plin una dintre clădirile World Trade Center din New York. În mai puțin de jumătate de oră, un al doilea avion a lovit aceeași clădire. Panica pusese deja stăpânire pe populația New Yorkului. A urmat însă Washingtonul și un obiectiv de interes strategic, Pentagonul, lovit tot de un avion. Imediat Casa Albă, Departamentul de Stat și Capitoliul au fost evacuate, iar președintele american s-a îndreptat însoțit de 50 de avioane de vânătoare către un buncăr. Au urmat însă și alte atacuri. O bombă plasată într-o mașină a explodat în apropierea Departamentului de Stat. Un alt avion s-a prăbușit în apropiere de Pittsburgh. Americanii au sistat imediat toate zborurile comerciale, în timp ce toate cursele transatlantice au fost oprite. Administrația Federală a Zborurilor a anunțat în cursul după amiezii că a pierdut orice contact cu mai multe avioane aflate încă în cursă la acea oră. Imaginile sosite din America rivalizează cu orice film de acțiune realizat până acum. Autorităților americane le este teamă să facă un bilanț al victimelor. Întreaga lume este în stare de șoc. Alături de noi este acum analistul politic Silviu Brucan. Bună seara, domnule Brucan. Bună seara. Ce se întâmplă? Începem un război mondial? În orice caz, începe o perioadă în istorie care nu va mai semăna cu niciuna din cele precedente și care cere o regândire radicală a tuturor metodelor și mijloacelor folosite în momentul de față ca acțiune internațională. La ce vă referiți? Terorismul izvorăște tocmai din conștiința forțelor opuse actualului raport de forțe. Că nu poate lupta cu mijloacele curente, că nu se poate măsura nici pe câmpul de luptă, nici în comerț, nici la bursă, nici la ONU, nici cu NATO. Adică pe niciun teren în care nu are șanse. Terorismul, pentru a fi eficace, trebuie să recurgă la mijloace și metode neconvenționale fără precedent. Modelul lor clasic este Pearl Harbor. Adică a lovit acolo unde nimeni nu s-a aștepta. Așa. E adevărat, dar cum este posibil așa ceva, nu? Apropo de film, pentru că am spus că este absolut ca un scenariu de film. Am văzut filme, nu, americane, în care președinții sunt salvați pe aripa avionului și fac tot felul de lucruri absolut extraordinare. Și acum, dintr-o dată, ne trezim în fața unor americani care sunt surprinși în plin centrul lor cel mai puternic. Cum e posibil? Pentru că actualul sistem de securitate nu este croit ca să lupte cu asemenea mijloace. Este un eșec al CIA-ului, este un eșec al FBI-ului, aș spune, este un eșec al întregului sistem american. Dar ei cunosc, nu totuși, cum sunt teroriștii și care sunt metodele lor. Ei cunosc așa, din auzite, însă niciodată nu s-au confruntat serios cu acest fenomen. N-au ținut seama de el nici în politica lor în Orientul Mijlociu. N-au ținut seama nici în politica față de lumea săracă. Adică trebuie regândit totul. Credeți că în acest moment ei nu mai pot controla situația? Faptul că președintele Bush a trebuit să se urce pe Air Force One și să rămână în aer, înseamnă că sistemul american este în mare criză și că însăși acest sistem trebuie regândit. Sistemul de securitate n-a funcționat, pur și simplu. Pe de altă parte, ei trebuie să facă ceva acum. E clar că trebuie să riposteze într-un fel. Ce credeți că vor face? Nu cred că poate să riposteze imediat. Pentru că, în primul rând, trebuie identificat autorul. Și asta nu va fi ușor. Nu va fi ușor. Deși, în general, să știe cam de unde vine. Dar una este să știi în general de unde vine și alta este să identifici exact autorul, așa. Ce aș vrea eu să mai spun? Că e pusă în discuție și problema transportului aerian. Exact, pentru că a fost vorba de avioane civile, nu? Pentru că a fost vorba de avioane civile. Cum a fost posibil pe un număr de 3 sau 4 avioane, așa, să se strecoare
teroriști care evident că aveau ceva arme asupra lor, au trecut decontrolați, așa, și au reușit să pună mâna pe cockpitul ăla, pe zona unde se conduce avion. Și n-a fost vorba doar de un avion, așa cum a spus. Și evident, evident au trebuit să lichideze pe pilot, pentru că niciun pilot n-ar fi dus avionul exact împotriva unor clădiri centrale. Probabil că l-au lichidat, s-au instalat ei la conducere, nu știu. Și după cum să reiese, nu erau chiar buni profesioniști, pentru că n-au reușit să lovească în centru acestui World Center, ci doar lateral. Partea superioară. Da. Și, da. Spuneți-mi, mie mi se pare că este mult mai mult, este vorba de mult mai mult decât de niște atentate. Până unde vor să meargă? Ce urmăresc toți acești teroriști? După părerea mea, semnificația majoră istorică a acestui eveniment este că pune sub discuție întregul sistem de relații internaționale actual. Că și în politica americană nu se mai poate accepta acest punct de vedere care a fost afirmat în ultima vreme a unilateralismului, adică a unei politici care ține seama numai și numai de interesele americane, fără să ia în considerație nici măcar pe aliații apropiați din Europa Occidentală. Credeți că americanii au intrat mult prea mult în interesele interne ale altor țări? De aici credeți că pleacă? Pleacă de la faptul că ei s-au obișnuit să trăiască foarte bine și și-au închipit că așa va fi în vecii vecilor. Ei, nu se poate. Lumea s-a schimbat, nu poate să fie 30% bogată și 70% săracă. Nu se poate. Domnule Brucan, vă rog să rămâneți alături de noi în studio, să continuăm știrile.